Dezbaterea proiectului de lege care elimină 102 taxe, aflat în procedură de urgență în Parlament, a încins din nou spiritele între forțele politice. Liviu Dragnea a arătat că Partidul Social Democrat a decis să elimine cele 102 taxe nefiscale pentru a ușura povara financiară care apasă pe umerii contribuabililor. Această lege pe care sper să o votăm astăzi este o lege care le poate da încredere românilor și celor care își cumpără o mașină din munca lor, și celor care trebuie să plătească anumite taxe și care nu mai vor să piardă timpul la cost, să nu mai fie umiliți, să își folosească timpul pentru muncă sau pentru a se odihni. De asemenea, această lege va da încredere românilor din afara țării că va fi mai ușor să-și rezolve problemele legate de taxele consulare și să aibă o relație mult mai simplă, mult mai eficientă cu ambasadele și consulatele noastre. Eliminarea acestor taxe va da încredere românilor că ceva începe să se schimbe bine în această țară și aici este vorba de toate partidele reprezentate în Parlament. Aparent, la dezbaterile generale, proiectul a fost lăudat de toți reprezentanții partidelor. Majoritatea a apreciat că este posibil din punct de vedere financiar ca românii să fie scutiți de la plata unor taxe, iar acest lucru este binevenit. Liberalii au criticat însă momentul în care socialdemocrații au ales să promoveze actul normativ. Este mare păcat că un asemenea proiect de act normativ, care se referă la o activitate foarte importantă și anume debirocratizare, reducerea poverii financiare de pe umerii cetățenilor și în general a contribuabililor. Este mare păcat că un asemenea act normativ se dezbate în campanie electorală. Nu putem decât să-i dăm nuanța de demagogie, de oportunism și de dorință de a mai frapa în fața electoratului cu ceva. În condițiile în care știm foarte bine că în acest an guvernul deja a luat o decizie importantă pe linia debirocratizării. Indiferent când ar veni o propunere bună, după campanie, înainte de campanie, la mijlocul perioadei, eu unul o să o votez, pentru că așa trebuie să procedeze un parlamentar. Părerea mea de rău este că în Parlament regi bune, zac, ăsta e cuvântul potrivit, zacan de zile, fără a fi introduse și fără a fi puse în dezbatere. Credem că este un proiect pe care trebuie susținut. Într-adevăr, în România sunt multe taxe care am fi putut elimina mai de mult și e bine că măcar acum, în ultimele ședințe ale Parlamentului, se votează eliminarea unor asemenea taxe. Sunt prea multe taxe care, chiar dacă sunt plătite de cetățeni, bugetul statului suportă mai mult decât încasează. La finalul dezbaterilor, Liviu Dragnea a adus câteva precizări legate de problemele ridicate de colegii parlamentari. Liderul partidului majoritar în Parlament a arătat și care au fost așteptările socialdemocraților de la guvernul Cioloș pe care l-au susținut la investire. De ce acum? Dincolo de faptul că nu cred că este o abordare corectă, atunci când se întâmplă un lucru bun, este important că se întâmplă. Ca să discutăm de ce nu s-a întâmplat mai devreme, o facem și pe asta. Și eu spun cu toată sinceritatea, așa cum am spus de la acest microfon anul trecut, când am cerut colegilor mei să susțină guvernul Cioloș. Atunci am cerut și am sperat că se va întâmpla începerea unui proces de debirocratizare, de simplificare a administrației și de analiză privind descentralizare. Lăsând noi la guvern un pachet complet în acest domeniu. Și au apărut anunțurile din partea guvernului, care la vremea respectivă m-au bucurat foarte mult, că au în minte, în plan, un program de debirocratizare. Și l-am tot așteptat. Din păcate, nu a venit până la momentul inițierii acestei legi și motivul pentru care am insistat și am rugat și rog în continuare să o aprobăm este ca acest proiect de lege să fie aprobat înainte de legea bugetului de stat pentru anul viitor, pentru ca
tot ceea ce eliminăm ca și venituri la bugetul de stat sau bugetele altor instituții să poată să fie prinse în bugetul de stat. Proiectul de lege inițiat de Partidul Social Democrat, prin care se elimină peste 100 de taxe nefiscale, a fost adoptat de plenul Camerei Deputaților în unanimitate. După ce legea va fi promulgată de președintele Klaus Iohannis, românii nu vor mai plăti 33 de taxe consulare, 22 de taxe pentru pierderea sau modificarea documentelor sau taxa suplimentară pentru eliberarea pașaportului. De asemenea, au fost eliminate 20 de taxe de la Registrul Comerțului, 13 taxe extrajudiciare și de timbru pentru permisele de pescuit și timbrul de mediu pentru autovehicule. Nu în ultimul rând, din cele 102 taxe eliminate, mai fac parte și taxa pentru radioul și postul public de televiziune. Potrivit inițiatorilor social-democrați, impactul fiscal după eliminarea acestor taxe este de 0,1% din PIB.